Ce fac, mă, Găbițule? Așa, ai vorbit cu băieții? Așa. Și pe la cât? E bine, e bine. Hai. Hai, vă aștept. Bine, bine. Pa, pa. Haideți, salut, Găbițule. Salut, Alex. Păi numai voi? Păi Cristi zicea că lucrează mâine, iar Mariana e de la Craiova. Și nu știu dacă mai ajunge. Deci nu vin. Am ajuns să... Ce ați făcut, mă, copii? Nu v-am spus să nu luați nimic am de toate. Dar e nimic ca toate naturel. Hai, Găbițule, acum descurcă-i să vedem dacă mai ai tu loc în frigider. Hai, Alex, hai. Suntem vecini aici și nu te vede omul cu lunile. E mai mult pe drumuri, de care? Mult pe drumuri. Ia ziceți, copii, cu ce începem? Whisky, vodka, cinzano, vin, bere. Alex, un whisky? Da, de care aveți? Da, de care aveți, că nu beau ce? Un teacher, te aranjează? Cum să nu? Da? Mă bucur. Uite, și tu, Găbițule? Ia zi. Dați-mi un brigat, cu gheață. Aha. O bere, Nădorel. Ce bere? Tuborg, Stella? Stella. O steluță? Da. O steluță pentru tine. Eu vă spun sincer că am băut niște vodka înainte să veniți. De ce râzi, mă? A? Foarte bună. Vrea careva? Nu, nu ne place vodka. Și bine, mă, Alex, tu pe drumul, dar tactul? De ce nu dă niciun fel de semn de viață? E, nu știu că nici eu nu prea-l văd, e mai mult cu firma. Poate. Și cum merge firma? Bine merge. Nu vedeți să ajutăm mai ceasul? Ia să vedem. Da, frumos. Hai, sănătate. Sănătate! Bă, băieți, nici nu știți ce mă bucur că ați venit. O să se bucure și el. Dar pe la cât zice că intră? Pe la două. Pe la trei e nunta. Și zicea să te uiți un pic la camera aia, că de ceva erori. Că tu te pricepi. Mă uita. Ia asta să vă ceva. Ia uite. Mi-am luat imprimant. Numai pentru fotografii. Mi-a fost mai greu cu instalatul, dar până la urmă am descurcat-o. Next, 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 finish. M-a și ajutat un copil de aici de pe scară că se pricepe. Dar pastele am făcut singur. Arată bine. Nu? Are o setare că poți să le faci în așa fel încât să îți iasă în ce culoare vrei. Dar ce bine restă împreună. Nu? Înainte să plece, zice, tata, ai un pic până în bucătărie. Zice, vezi că eu mă și însor. Cum adică te însor, mă? Zice, uite așa cum te-ai însorat și tu. Exact așa au zis. Pe cuvântul meu. Mă, eu știam că pleacă, că am mai fost la ea în Phoenix, a stat acolo 3 luni, dar nu știam că vrea să se și însoare deja, știi? Și ce i-ați spus? Păi ce să-i spun, Alex, că treaba era aranjată. Părinții știau, eu cred că am aflat ultimul. Și ăștia cu viza lor, futule, nu mă încur. Că e prea repede, că așa și pe dincolo. Adevărul că dacă știam și eu mai din timp. Auzi, acum sincer, că știu că ați mai vorbit cu el. Voi știați ceva? Acum, el a mai zis câte ceva, dar nu era nici el sigur, nu ne-a dorit. Deci știați și voi. Oricum, zice, băi, tati, părinții se ocupă de tot, nu-i nevoie de niciun ban. Cum adică, mă, nu-i nevoie de niciun ban? A doua zi m-am dus cu el la Ștefanel, mi-am zis unul de acolo, dom'le, tot ce mai bun pentru băiatul meu. Pantofi, sacou, cravată, tot acâmul. Știi cum arată băiatul? Ștoc. Dar lasă că atunci când vine cu saran în România, la Perla îi fac nuntă, la Salonul Albastru. Ma să vedeți că acolo trebuie să vorbiți din timp, să vă faceți rezervare. Băi, Alex, stai tu liniștit că se rezolvă. Mi-a dorit. Nu mai și noi, că aproape ora 2. Ba, dar hai să mergem, că tu mai ai de făcut. Cât e ceva cu erorile alea. Aole, da, să mă uși pe ele. Hai, luați-vă paharele. Da. M-auziți? Da, te-auzim, se aude. Băi, tati, te-auzim. Dar nu se vede nimic. Ia, stai un pic. Acum? Se tot întrerupe. Stai un pic. Acum? Acum se vede bine. Se vede. Da, se vede clar? Se vede destul de clar, da. Da, bă, Gabi, spune-i să pună camera drept, că e cam strâmbă. Oli, pune camera un pic da, mai bă, drept. Da, bă, m-auziți? Stai, nu urla în microfon, că se aude și dacă nu îl ții aproape. Auzi-mi și mie, cum se folosește programul ăsta? Că apare un pătrățel acolo unde e My Documents. Amă, Gabi, pune pătrățelul ăla, pune-l acolo unde e registrarea. Și dau Select Region sau Select Window? Ah, gata, stai, gata. Și-am dat și record. Ne vezi bine, tati?
Da, tati, vă văd. Da, ai și tu mai în fața camerei. Ia, stai-te aici, Costel. Ce mai faci, băi, tati, măi? Uite, aștept să vină invitații. Lasă microfonul pe birou, că nu te aud așa. Auzi? Da, acum da. Și unde o să fie nunta? E afară, în spate. Vă arăt mai târziu. Și cum te simți, băi, tati? Bine, cum să mă simt? De-abia aștept să se termine. Da? Ia, ia, stai un pic. Sara, ia, vrei să vedeți mireasa? Da, ia, cheamă-o. Ia. Hai. Uite, acum vine. This is my dad and some of my friends. Hi, I heard so much about you from Ollie. Hi. Zice că au auzit multe despre tine de la mine. Da? Da. Spune că abia aștept să o văd când vine la noi în România. He says he can hardly wait your visit to Romania. I can hardly wait to come. Abia așteaptă să vină. Oli, tată, dar ai spus că facem nuntă și aici la noi. Da, tati, la Salonul Albastru de la Perla. What's that? About the wedding in Romania. Oh, I'm sorry, I have to go. Bye. 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 Dar de ce nu mai stă un pic, măi, Oli? Păi se grăbește, că are multă treabă pe aici. Poate o chem un pic mai târziu, că abia am apucat să o văd. Da, tati, o chem, o chem. Lasă-l un pic pe Alex, să mai vorbesc și cu el. Hai, mă, Alex. Bine, bine, tati. Hai că vorbim. Bine. Bă, Alex, de ce nu mai intri și tu pe Nezmo? Păi ce, mă, n-am intrat? Ce minți, bă, n-ai intrat niciodată? Hai, mă, că de când ai plecat tot am vorbit de două ori. Bă, tu-ți bați joc de mine, n-ai intrat niciodată de când sunt aici. Nu? Ce crezi că pot intra la 10 seara, că intri tu? A, bă, la 10 dimineața. Păi, dar parcă e mai slăbit. 10 dimineața, e cel mai bine. Da, păi stresul cu un dar de două luni, nu cred, poate. Mă, cum se comportă ea cu tine acolo? Serios, vrei să trimit băieții până acolo? Bă, să știi că lui Bobby ar prinde bine vizite de la Lincoln, de la CRM. Bă, dar cine e? Femei! Băi, i-a zis să vină mai aproape de ca... Băi, slăbiță, ce atunci, mă, vă rog... Lăsați-mi de-a doar, că nu înțeleg. Lasă-mă că înțeleg, e destul, vă rog din suflet și nu cumva să înjurați... Nu, mă, nu, mă, e o prietenă de-a ei, e Leslie. Leslie. Ah. Tati, uite că mi-am adus aminte, m-am apucat de engleză. Mi-am cumpărat un compact disc din ăla cu carte, cu vocabular și până vine seara în România să vezi tu că o conversezi de engleză. Lasă, tati, că ai destul timp până atunci. Hai că eu mai plec un pic, am ceva treabă. Da. Vin imediat. Da, mă, nu știu. Ce? Cu nunta lui Oli, cu toate astea, nu știu ce să zic. Adică? Adică parcă prea s-au grăbit. Păi normal că s-au grăbit, că avea nevoie Oli de acte. Și oricum avea de gând să o facă, nu? Păi da, pentru acte, tocmai. De ce tocmai? Nu știu, mă, eu sper să fie bine. Adică, uite-te și tu, abia s-au cunoscut și pe una, două... Ce, că au fost împreună 6 luni pe net? Nu, asta nu-i nimic, mă. Păi a mai fost în Phoenix, 3 luni. Înainte de faza cu examenele, nu? Păi da, mă, dar nu, eu tot cred că s-au grăbit. Bă, Alex, nu știu ce... 82. Anul în care s-au născut Oli. Ha? Nu trebuie, Nenadore, lăsați-l că... Băi, copii, băi, odată să sară ficiorul. Aici stiam. Ia, Alex, dă-și tu săcoul ăla. Mulțumesc. Tati, uite că vine Bob acum. Gata, tati. This is my dad, Dorel. Hi, Dorel. Hi, I'm Bob, Bob. Hi. Sarah's father. Hi. Glad to meet you. Zice că e bucuros să te cunoască, tati. Și eu, și eu. Spune că abia aștept să ne vedem când vine aici în România. He can hardly wait your visit to Romania to see you. Me too. Zice am înțeles și el, și el, da. So, this is your house. Yeah, yeah, and this is my ex-room and these are two of my friends. Ce zice, mă? Explică-l bă, probabil este niște prieteni de lui. Bună dimineața! Bravo, tati, bravo! Bună dimineața! O trebuie să plece, că au început să vină invitații. Auzi, tati, dar tu cum te mai înțelegi acum cu Bob? Bine, nu prea vorbim noi mult, dar bine. Auzi, tu pe Bob tu să-l respecti, că el e sprijinul tău acolo acum. Da, mă, tati. Bine, eu am încredere. Mă duc să le mai aduc niște băuturi la băieți. Hai, Alex. Can you help me? Ah, haideți, da. Oli? Da. Dar cu seara cum mai e? A, e foarte
bine, mă, Gabi. Adică, da? Mi-era și mie frică, te gândești, nu știam cum o să fie, dar acum sunt de 6 luni aici și ne înțelegem super. Și am fost și foarte uniți, dar na, cu părinții ei, cu nunta. Te gândești că n-au fost tocmai încântați când au aflat prima oară. Da, și cum am vorbit cu ei, m-a speriat și pe mine. Și taică-s-o cum mai e? Că eu știu că el era mai... E, cum să fie? E bine acum. Da? M-a luat la el la firmă, știi, cu... Știu condus. Eu că n-ai zis neadărări condusul, da. Și să știi că mă ajută. M-a ajutat acum cu un curs de calculatoare. Adică, na, aș putea să le predau ăla. Dar trebuie diplomă și după aia o să mai pot să fac și eu altceva. Ce a zis Găbițule? Când încep? Nu știu, dar mai e puțin. Băi, Oli, tată, dar ce costum e ăla, mă? Păi, mama lui seara l-a luat. Păi și noi atunci de ce am cumpărat costumul? De ce ne-ai zis atunci că nu-ți place? Dar îmi place, măi, tate, numai dacă ai insistat maică-sa. Păi cum adică îți place, mă, dacă nu-l porți? Cum adică ai insistat maică-sa? Auzi, tate, dacă ai chef de ceartă și te-ai îmbătat, închid camera și vorbim mai Băi, tu fii atent cum vorbești cu tactul, da? Mai ales că și copiii ăștia de față. Oli, Oli, când începe ceremonia? Păi cam în jumătate de oră. Da, duci tu camera în curte, ca să vedem și noi când îi pui în el, nu? Da, păi să duc camera în spate la ceremonie. Câtă lume o să fie, mă? E, nu prea mult. Rude, prieteni și câțiva de la lucru. Da, la lucru, Oli. Cum ai la lucru? Bine, cum să fie. Numai că ne sculăm foarte devreme, că după masă ai foarte... E cald, nu, tati? Da. Am spus eu, băiesc, că e cald. Eu am oferit de lucru și aici, numai dacă n-am vrut. Hai, mă, tati, las acum. I-am spus așa, băi, mi-aduci 1-2 clienți pe lună, 15-20 de milioane sale tale. Uh-huh. Acum, sigur că e important ce cât cumpără clientul. Mașina era la dispoziția lui. Da, azi pic un far, mâine pică bara, tot în serviciu eram cu ea. Bă, tati, acolo dacă vrei tu să-ți iei Mustang. Hai că cred că a venit preotul. Du-te tu și vezi-ți de treburile tale, că noi ne descurcăm aici. Hai noroc, Oli, să dea Dumnezeu să fie bine. Noroc, salut. Salut. Hai că duc laptopul în spate. Hai, noroc. Noroc, sănătate. Faine mașini, Mustangurile. Faine. Acum vrea să-și ia și el mașină, că acolo fără mașină ești mort. Strânge bani să-și ia un second. Dar secondurile, știi cum e acolo, e un an, doi? Eu-s bucuros că își câștigă singur bani. Mă rog, ce face el acolo? Șofer, da? Zbani. Haideți, că începe imediat. Păi copii, dar voi vedeți că la nu-i popă normal? Mm-hmm. Un fel de liberan din ăla ca la ei. Acolo mai toți sunt pocăiți. Ei, da, dar nu așa că nu mai. Nu știu, s-a apucat rău. Răpițule, de ce nu s-aude mai nimeni la băritul ăsta? Am pus camera cam departe. Cred că bate și vântul, că se simte. Dacă pune așa un pic mai aproape. Hai să vedem, băieți, care prinde dopul. Am prinde Gabi cu capul, dacă se chine un pic. Hai, Gabi! Hai, Gabi! Asta-i cu noroc, băieți, băieți, băieți! Asta nu e 90 de. No. Hai, să ne trăiască. Casă de piatră și tot ce-și dorește. Pentru Oli și Sara. Să dăm Dumnezeu. Oli, tată! Tată, băieții spun casă de piatră și tot ce vă doriți. La mulți ani! Mersi, mersi! Numai bine! Noroc, mă! Felicitări, cât mai mulți ani împreună, tati! Mersi, tati! S-a văzut bine? Cum s-a văzut? Perfect! S-a văzut, mă, bine, dar nu prea ne-am auzit. Păi, dar nu puteam să duc cu asta mai aproape, că era multă lume și ai văzut și... Numai bine a fost! Foarte și? Frumos! Acum veniți în luna de miere sau cum? Se duc în Texas la o fermă de oranjat. Nu, mergem în Mexic până la următate. Păi cum, tati, în Mexic? N-ai zis că te duci în Texas? Păi ne-a răzgândit că am zis că o să ne plictisim la ferma aia. Să aveți grijă, să aveți grijă că aici în România numai nenorociri s-au despre Mexicul ăla, mă. Lasă, tati, că avem noi grijă, dar hai că mă duc că ne așteaptă oamenii până să mai liniștește lumea. Du-te că noi ne descurcăm. Cheers! Cheers! S-o pupe, Sara! Da. Acum un an am crezut că vine Bob cu toporul după el acolo în Phoenix, că Sara din picina lor și-o pierdut examenele. Mi-a zis Oli. Și acum uite că-s bine, mersi. Oricum, mai bine de la acolo. Că aici ce făcea? Facultatea oricum o făcea degeaba. Eu ce puteam să rezolv? Mă rog, puteam să rezolv, dar nu cine știe ce. Acum e însurat, de lucru are,
în curând cetățenie, nu? Alții se chinuia de zile și el, uite, în 6 luni. Căsătoria asta l-ajută foarte mult, eu m-am interesat că din start sare nu știu câte formulare. Numai fata asta să-l iubească. Dar eu cred că dacă altfel nu făcea atâtea pentru el. Știi ce le-au zis la părinți? Ori vine ori în America, ori mă duc în România. Vă treziți fără mine. Așa le-au zis, mi-a spus Oli. Trebuie să fii bucurat și mai că să-l vadă. Hai că băieții vor să plece. Uite, Alex lucrează mâine. Da, adică azi. Pa, Oli. Vorbim pe net, da? Pa, Găbiță, pa. Pa. Auzi, dar ia-ți și tu o pereche de căști cu microfon. Știu, mă, știu, mi-a. Bine. Alex, hai că mai vorbim și noi peste 3 luni, că mai intri și tu pe net, da? Bine, mă. Hai, nu, serios acum, o să intru mai des. Sigur, sigur, hai că vorbim, pa. A, pa, Oli. Tati, hai că ne vedem mâine dimineață, sau poate intru eu mai târziu. Hai, oricum te sun. Mi-a arătat Găbițu cum se lucrează cu camera și cu computerul și o rezolv. Dar nu, că dacă e vreo problemă, îți explic eu la telefon. Nu, că mă descurc, tata, am înțeles. Bine, hai, hai, pa, tati, hai că plec. Te iubesc, tăticule. Pa, tati. Pa. Ne dorem, haideți că mergem și noi. Unde mergeți, mă, băieți? Mai bem un pahar și pe mă mergeți. Nu mai avem niciun pahar. Ai, Găbițu. Nu mai avem, ne-a dorem niciun pahar. Mersi, mă, băieți, mă bucur tare mult că ați venit. Nu avem mulțumim de invitație. Las că vă mai chem când intră Oli pe net, mai stăm de vorbă, mai petrecem. Ar fi mișto să ne mai vedem așa. Da, da, și-l sunați pe Gabi, mă, nu înțelegi pe mine. Da, mă, Alex, las că te sun și pe tine, îmi sun și pe Gabi. Da, sănătate. Pa, Găbițule. La revedere. Da, ceau, da? Ceau, la revedere. Ceau, Alex. Sănătate. Mulțumesc foarte mult. Vă descurcați, da? Hai.